Bună ziua, bună ziua la toată lumea, numai bine, multă sănătate, vă doresc în continuare al vostru, Laur și Acalu. Băi, fraților, am zis în ultimul live care l-am făcut că voi continua cu proiectele și cu vlogurile și cu live-urile de unde am început, de unde am rămăsesem cu ele și începem să continuăm cu ele. Azi este joi. E Înălțarea, doresc sănătate la toată lumea, numai bine și multe, multe bucurii și împliniri în viața tuturor. Sunt liber, azi nu muncesc, am ucit toată săptămâna și azi suntem liberi pentru că nu se muncește din cauza acestei sărbători. Dar hai să continuăm cu partea 5 despre sifonul de la Budești, despre Mandoi. Reu revin cu subiecte de la Giurgiu, unde spuneam și am menționat că el nu a făcut chiar nicio faptă bună, așa să spun, în detenție și nu a fost nicio firmă, niciodată, niciodată, probabil că poate pe la minore a avut o etapă așa mai bunicică și un pic din perioada lui de detenție, dar nu a fost desperiat, și mai ales acum când el este un păstârnac embalsamat Ce să mai fie el! Dar fac continui vlogurile astea despre el pentru că m-a supărat foarte, foarte tare și indiferent cine este și cine va fi vreodată și să ia de mine, să leagă de mine, îi voi răspunde cu aceeași monedă pentru că așa trebuie ca lumea să știe adevărul și voi despre oamenii respectivi care, nu știu, nu am pe nimeni, nu deduc pe nimeni la ora actuală, dar care caută să îmi dea mie în joseală sau să facă lucruri de genul de a mă denigra, îi voi răspunde cu aceeași monedă și cred că bine fac ca să știți și să Vă dați seama cum am fost eu, cum sunt eu, și în momentul de față, cu toate că știu că multă lume mă apreciază, voi, comunitatea noastră de oameni frumoși și respectoși, mă apreciați și chiar ținem legătura și vorbim între noi, fie că ne-am găsit personal, m-am găsit cu foarte multe persoane personal, cu foarte mulți corespund la mesaje, ne sunăm și pe cameră când avem timp ca fiecare cu munca și cu treburile noastre. Precizam în partea 4 și vreau să vă aduc aminte despre bătaia care a luat-o el la Giurgiu pe pasarelă. El, să menționez așa ceva, el când a venit în penitenciarul Giurgiu, s-a băgat direct la protejați sus pe a patra pentru că a patra era de gsr și în o perioadă făcuse cum ar fi că era secția a patra la Giurgiu este pe două tronsane. Sunt camere și pe o parte și pe alta. Și într-un timp făcuse de băgase pe toții care și voi face un vlog despre lucrul ăsta pe toți care erau bolnavi de SIDA, pentru că în penitenciare sunt oameni foarte, foarte mulți bolnavi de SIDA, sunt foarte mulți oameni bolnavi de alte boli, dar adusese și făcuse cam un tronson numai de cei care erau cu SIDA. Ei transferase după spital pentru că se întâmplase o nenorocire acolo pe spital la Jilava unde îi ținea pe ei și a transferat la Giurgiu pentru a avea mai mult control și a fi mai bine monitorizat așa să spunem de cadre față de cum era pe spital, dar asta este o altă poveste, să continuăm cu el el când a venit mândoi sifonul ăsta imperial când a venit la Giurgiu s-a surchidit sus papatra la protejați, auzise și el că avea cap de astea de pușcărie, avea în cap și jargoane de astea și fofilări de-astea de, de celulă. Avea în cap de-astea. Și ce a zis el? Băi, n-am fost niciodată la Giurgiu, el chiar nu fusese. În mare parte el își făcuse pedeapsa pe la Zlobozia. Cum s-ar spune? Până noștri, așa. Dar niciodată eu n-am considerat că un penitenciar e al meu sau e al locutare sau nu știu cum a perceput alții, dar să spune că ești într-un penitenciar mai aproape de casă. Dar nu că e penitenciarul tot că n-am construit noi și nu am făcut noi niciun penitenciar niciodată o, dând deținuți și fost deținuți. Doar că am locuit în respectivele penitenciare. S-a urchidit papa acolo și vă dați seama că am început să râd de mulți, că erau mulți pe acolo care ne cunoșteam unul cu altul. Bă, zic, ce dracu, cu auzi, mă, tu, dracu, papa acolo, te-ai dus la protejați, nu mai ești ăla, ți-e frică de sifonelii care le-ai făcut, nu mai ești lobozie aici. Într-un final, într-o bună zi, am impresia că el venea de la cabinet. N-avea cum să vie de la vizită sau de la cumpărături, pentru că el nu prea a fost subținut așa de nimeni, pentru că el n-a avut prieteni sau vreo mare familie să îl subție și plus de asta familia lui cum era, din ce am auzit și știe multă lume, cam el când se libera să purta urât cu frații lui, cu surorile lui și cu, chiar și cu părinții lui. Îi da seama ce zreanță de om era și ce bagabont era când el făcea lucrurile astea cu familia lui care majoritatea deținuților ține aproape de familia lor și își respectă familia la infinit. Venind de la cabinet el, totodată venea și cumpărăturile, el din relele care le făcuse, măgăriile care le făcuse, sifonelele care le făcuse, vă dați seama că nu știam numai eu și auzise și alte persoane. Și pune un băiețaș, și unul lala, pune mâna pe el, și îl bășică, îi dă o bătaie pe pasarelă dă nici gabori nu putea să-l scoate pe mândoi din mâinile lui lala. Ea cam fisura și dinții în față când l-a luat ăla la o serie de ciocane. I-a dat bine puștola. Chiar m am bine cu puștola, m-am avut bine și m am bine cu el e prietenul meu și am cunoscut mulți băieți din București care au rămas prieteni cu majoritatea și chiar ne înțelegem bine. Și m-am și găsit cu mulți dintre ei pe aici, pe București, chiar și pe afară, pe străinătate. Și a dat o bătaie la la ăsta, Băi, fraților, dar nu l-a la găsit toți dracii. Atunci cum să prezinte el ca șmecher? Cum face el discuții de-astea ca am spus în toate vlogurile mele? El a fost numai pe bârfă și numai bârfitor. Numai pe nu numai pe legătorii, numai să facă rău, să râdă de lume și să îmbărlige lumea, lumea, deținuții și mulți dintre prietenii din jurul lui. El numai astea căuta să dea în joseală, până vorbele lui, proaste și urâte. Dar nu să dea în joseală până zmardoială sau până altceva să spui că, băi, teroriza sau făcea. Nu el dacă teroriza, teroriza uh, oameni amărâți care era la vizit, la curățenie, oameni amărâți care uh, nu aveau putere, uh, căuta să lea pachetele la cei slabi, să își bată joc de ei. În rest, el la băieți, la astea, nu avea nicio șansă, frate, să, să ridice el cu pretenții, pentru că niciodată el nu a fost vreun zmardoi, vreun om de speriat. De speriat, menționez iar, a fost pentru că fugea lumea, se ferea lumea de el pentru că făcea măgări, făcea legătorii. Asta era de speriat. Și el a ajuns să facă niște mai maimuțoaie și niște tămbălăuri despre mine pe TikTok-ul ăla când l-a băgat neposul și are interdicție acum. Că i-a dat TikTok-ul interdicție să mai ia iasă în evidență îl îmbăta ala pe două țuici ce de acolo și punea ochelarea aia la ochi și îl băga pe TikTok asta este mândoi de la Budești un caracter mizerabil de om așa a fost toată viața lui și pe unde a fost nu mai bătaie și a luat el nu prea a avut de-a face cu multe penitenciare așa că ieșea, chiar dacă îi făcea lumea, că i-a făcut lumea afaceri până mai multe locuri și ieșea la comandant, făcea câte o sifoneală, ieșea la ceist, făcea câte o sifoneală și îi anula cererea către tribunalul respectiv unde îi făcuse lumea afaceri ca să-i dea pe ureche pentru greșelile și pentru legăturile care le-a făcut. Ăsta a făcut chiar mult, mult rău și chiar a vorbit proșii și urât de multe persoane. Deci una la mână, Lala, de aici din București, i-a dat pe ureche exact pe pasarela N-a mai trecut mult timp, să zicem așa, în jur de vreo lună de zile și l-a prins și un băiețaș, unul dinte, la fel, care sunt din București, care au făcut pușcărie, care au făcut detenție, știe despre cine vorbește, știe ce... Iar ce spun, dinte, iar l-a prins tot așa pe la cabinetul medical și i-a umflat maxilarul de ciocane. I-a dat frumos cu flexul dinte, că era și înalt, așa, era și bine făcut, făcea sport, aici, și i-a dat pe ureche să pomenească. Disperat, nu mai știa cum și ce fel să mai iasă la cabinet, că el pe la cabinet ieșea că rez nu avea acces nicăieri să iasă, nici la telefon, că înainte nu era cu telefoanele cum sunt acum pe în camere, camerele dotate cu telefon în cameră, cu telefon public vorbim. Atunci că telefoanele publice erau montate pe holul secției, pe holul pușcării și își ai la telefon să dai telefon în jur de 30 de minute. Dar pe la cabinet, dinte la a prins și i-a dat iar pe maxilar. Așa că să înțeleagă lumea că el nu a fost nicio firmă și dacă el n-a fost cât a fost tânăr și era mai în forță, tânăr, nu? Da, păi acum bătrân, ramolit și veștejit. E și veștejit după toate astea. E terminat. Așa că să, să stâmpere, să mai facă discuții despre mine, că el a mai vorbit prost, nu neapărat pe site-urile astea de socializare, am mai vorbit pro și pe la alții băieți care la fel și-a luat și-a luat pe ceafă câte o bastârcă ca să, să învețe minte și să lase gura mai jos. Dar el nu poate să se schimbe pentru că așa a fost o viață întreagă și așa va rămâne toată viața lui. În fine, părerea mea este să stea liniștit, acolo la bodegă, la el, la, la colțul străzii, la budești acolo, la cooperativă și să mai atârne, să mai bea câte o țuică, câte o vodcă, să-i mai dea unul și altul de milă și de silă. Eu vă doresc numai bine, multă sănătate, voi continua în continuare cu vlogurile și cu live-urile care eu v-am obișnuit de fiecare dată. Încă o dată vă spun și repet la pușteștea la copii ăștia din ziua de azi să fie cuminți, să meargă la școală să asculte de părinții lor să-și formeze o meserie să își vadă de treaba lor și să bucure de viața asta de libertate și să evite întotdeauna anturajele nocive pentru că nu aduce la nimic bun decât la suferință și dacă cum să spun eu, dacă ei consideră că ar, ar fi normal să facă și un sport, să indiferent de sport, chiar dacă nu e de performanță, chiar dacă nu e un sport mondial așa să spunem, dar cel puțin să mai facă un pic de exercițiu fizic pentru că este bine pentru sănătatea lor și pentru uh, ei însuși. Eu vă doresc o zi minunată la toată lumea, numai bine, multă sănătate, ne auzim cu drag în continuare cu vloguri, cu live-uri frumoase, sincere și adevărate, așa cum v-am obișnuit eu de la început, mă simt, sunt, mă simt, sunt și un pic răcit, dar o să întreacă probabil că e o viroză care ne mai afectează pe câte unii dintre noi. Zi bună la toată lumea și nu uitați, lăsați câte un mesaj, cât un like pentru menținerea subținerea canalului. O zi frumoasă, o zi minunată la toată lumea, ne auzim cu bine, ne auzim cu drag și cu alte vloguri sincere, frumoase și adevărate cum v-am obișnuit eu de la început. Numai bine, forța șacalii, abonați-vă la canalul meu de YouTube, la șacalul, vă aștept cu mare drag, fie fete, fie băieți, cu povești sincere și adevărate. Și mulțumesc și la cei care s-au abonat mai recent la canalul meu de YouTube. Le mulțumesc din tot sufletul și, toate, și la toți din comunitatea noastră frumoasă și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele, pentru vorbele frumoase și pentru sfaturile frumoase care voi mi le adresați mie de fiecare dată. Zi bună! Vă pup cu drag!